Slăvit să fie Domnul! Amen. Da, Domnul este credincios. Este credincios până la capăt și pentru această credincioșie a Lui pe care noi ne zidim viețile, spunem încă o dată și cu toată puterea, cu toată bucuria, slăvit să fie Domnul! Amen. Iubiți frați și surori, dragă biserică, vă chem în această după amiază toridă, afară este foarte cald, dar aici este foarte bine. Foarte bine. Credincios este Domnul. Iată ce perioadă frumoasă trăiește România din punctul ăsta de vedere. Slăvit să fie Domnul pentru că ne dă posibilitatea să ne închinăm în astfel de condiții. Așadar, revin. Vă chem în această după în preajma unei pilde, pe care o vom găsi la toți cei trei evangeliști sinoptici, la Matei, la Marcu, la Luca, dar vom citi doar varianta din Evanghelia după Matei, o pildă încărcată ca sens, cu adevărat profundă, profundă nu doar prin lărgimea temelor pe care ni le propune, ci mai ales prin felul în care se întoarce înspre noi și ne confruntă, ne îndeamnă la analiză, ne îndeamnă să ne întrebăm, să ne uităm în această oglindă a cuvântului și să ne întrebăm, dar noi, noi ce facem? Pilda este oarecum diferită de alte pilde și prin spectru foarte larg de sentimente prin care ne poartă. Este suficient să citim Scriptura, să deschidem Scriptura, să citim această pildă și vom constata cât de repede schimbă peisajul și cât de repede schimbă felul în care noi ne simțim în momentul în care o citim. Citim pilda, la început suntem cuprinși de un sentiment din acesta de încântare, de, de bucurie. Aflăm că cineva dă și știm cine este cel care dă bogat, îmbelșugat, boierește în viața noastră. Cine? Dumnezeu. Și când Dumnezeu dă, știm bine și cine primește. Cine primește? Noi primim. Slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne dă. Și pilda începe, are acest preambul al bucuriei al dărniciei, dar pilda nu ne lasă prea mult acolo de la încântarea aceasta pe care o stârnește la început prin dărnicie, ne duce repede în alt spectru de sentimente, ne duce repede către șoc, către ultragiere. Nu înțelegem prea bine ce se întâmplă, de ce se întâmplă așa, cum de-au îndrăznit să facă asta, dacă ar face cineva așa ceva în Timișoara, nu ar scrie doar ziarele din Timișoara, ar scrie cu siguranță presa centrală. Dar nici acolo, în șocul acela, nu ne lasă prea mult și, pe măsură ce citim pilda, devenim tot mai nedumeriți. Aflăm ce face stăpânul din pilda aceasta și nu înțelegem. Noi n-am procedat la fel ca el. Am avea o altfel de atitudine, o altfel de raportare, de abordare a problemei cu care se zbate. Și la final, pilda se așează și răsuflăm ușurați și zicem, așa trebuia să fie. E normal așa. Suntem gata să citim pilda? Dacă da, vă chem să ne ridicăm în picioare. Deschidem în Evanghelia după Matei, la capitolul 21. Citim începând cu versetul 33. Și vă rog să urmăriți acest spectru de sentimente pe care pilda ni-l stârnește. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe Robi să la vieri ca să ia partea lui din rod. Și urmează șocul. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Am mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. Și suntem introduși în nedumeririi. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu, dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns: Pe și aceea, ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Căci cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții ce mai de seamă și fariseii, au înțeles că Iisus vorbește despre ei așa, și căutau să-l prindă, dar se temeau din noroade pentru că ele îl socoteau drept pe roc. Amin. Vă mulțumesc, că vă invit să ocupați locurile. Iată pilda. Și pilda aceasta se îndreaptă spre noi, încercând să scoată, reușind să scoată de la noi niște răspunsuri legate de viața noastră. Înainte de a pătrunde în detaliu asupra pildei acestea, în această seară voi căuta să mă refer mai mult la versetul 33, dar înainte de a pătrunde în detaliu asupra acestei pilde, permiteți-mi să facem un scurt survol al acestui text și al contextului în care a fost spus, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. Pilda și contextul ne oferă trei idei principale, trei idei puternice, trei gânduri care ne îmboldesc. Primul lucru care surprinde în pilda aceasta, care ne pune pe gânduri în această pildă este tăria cu care Domnul Hristos spune adevărul. Tăria cu care Domnul spune adevărul. Ca să înțelegem mai bine, trebuie să creăm puțin contextul. Specialiștii încă nu știu exact care este ziua în care a fost pusă pilda aceasta. Cert este că ne aflăm în săptămâna cea mare, Domnul Hristos a intrat în Ierusalim, suntem ori în ziua de luni, ori în ziua de miercuri, nu se știe foarte bine care între zile, dar în ziua aceea Domnul rostește aceste cuvinte. La poarta a Ierusalimului fusese primit de către peregrinii care veneau în oraș de sărbătoare, fusese primit cu aplom, cu bucurie, așa de tare a fost bucuria oamenilor, așa de mare a fost atașamentul pe care îl aveau față de Domnul, încât au fost în stare să scoată, să ia ramuri de finit și să le pună înaintea lui, să-și ia hainele de pe, el și, pe ei și să le pună înaintea lui. Domnul intră în cetate înconjurat de astfel de oameni, de peregrinii care veniseră din toată țara la Ierusalim, dar în interior interiorul zidurilor cetatea fierbe. Cetatea se împarte în vremea aceea în două categorii. Erau oameni care vedeau în el un proroc, așa cum spune finalul acestui text, vedeau în el un proroc, îl iubeau, îl prețuiau și erau pe de altă parte oameni care nu știau prea bine ce să înțeleagă. Nu știau prea bine de unde să-l ia și cum să priceapă tot ceea ce face el și apoi erau preoții, cărturarii, fariseii care vedeau în el o amenințare, un dușman, și vreau să-l Domnul merge în Ierusalim la templu și acolo face ceea ce, iarăși dumneavoastră știți foarte bine, are loc un moment foarte tensionat în care Domnul răstoarnă mesele schimbătorilor de bani din templu și le zice, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Aia era trebuia să fie o casă de rugăciune. Tensiunea crește, orașul fierbe. Aș vrea să vă întreb, dacă dumneavoastră ați fi dintre consilierii Domnului în vremea aceea, ce l-ați sfătuit să facă? Cum să vorbească? M-am întrebat și pe mine însumi când pregăteam acest mesaj și cred că sfatul cel mai cuminte pe care l-aș fi dat ar fi fost Doamne știi că ăștia încetate vor să te omoare. Vor să te omoare. Ascultați versetul 39 din pildă, ticluită special de Domnul. Le zice... Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Despre cine vorbea? Despre el însuși. Când avea să se întâmple asta? Peste câteva zile. Domnul știa foarte bine ce urmează. Eu, profund uman, probabil firesc, i-aș fi spus mai încet. Mai încet. Vezi că au foarte multe lucruri împotriva ta. Au hotărât deja să te omoare. Caută doar prilejul potrivit și motivul potrivit pentru care să o facă. Și cu toate acestea, Domnul Hristos începe să le spună o pildă. O pildă, ați remarcat finalul textului? Spune că atunci când au auzit cuvintele lui, preoții ce mai deseamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbea despre ei. Domnul Hristos alege să le spună o pildă care începe într-un mod atât de cunoscut pentru evreii de atunci. Ascultați o pildă, era un om, un gospodar, care a sădit o vie. Mai auziseră asta. Mai auziseră asta. Toți cei care iubeau, se ocupau cu Scriptura, știau cântarea pe care o cântase Dumnezeu poporului său în Isaia 5. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Și în Isaia, Domnul întreba poporul ce aș fi putut face vie mele și n-am făcut. Știa Domnul. Și cu toate acestea, cu toate că știe ce urmează, cu toate că știe cum fierbe cetatea, cu toate că le știe planurile, Domnul a alege să le spună în pildă aceasta adevărul. Adevărul. Direct, fără menajamente, cu mare curaj, așa cum numai Fiul lui Dumnezeu poate să facă și făcând așa stabilește pentru noi o cale. Remarcați că Domnul nu se dă, nu se lasă purtat nici de valul de simpatie pe care îl întâlnește la porțile cetății și nici de amenințarea cruntă pe care o găsește în cetate. Domnul spune adevărul, indiferent dacă îți place de el sau nu îți place de el. Adevărul trebuie spus. Și iată o povară care stă pe umerii tuturor celor care îl urmează pe Domnul, care îl iubesc pe Domnul. Povara de a fi purtătorii adevărului. Aș vrea să vă întreb, să mă întreb pe mine, poate adevărul să folosească glasul nostru? Putem fi noi purtători ai adevărului în contextele în care ne aflăm? Sau în funcție de circunstanțe, în funcție de momente, în funcție de simpatii sau din contra de amenințări, alegem să distilăm ce avem de spus? Adevărul are nevoie de un glas și în societatea noastră în familiile noastre, adevărul are nevoie de un glas. Bineînțeles că trebuie spus cu dragoste, bineînțeles că trebuie spus cu atenție, dar adevărul, Evanghelia, adevărul cu amare, are nevoie de un glas. Și iată primul îndemn, primul, prima căutare, prima întrebare pe care pilda o are la noi. Sunt eu glasul adevărului? Să nu răstim repede cuvinte, ci mai degrabă vă chem în această seară să ne plecăm în inimile noastre în rugăciune. Și să zicem, Doamne, ajută-ne! Și toată biserica zice, Amen. Amin! Primul lucru care surprinde în pildă, tăria cu care Domnul Hristos spune adevărul. A doilea lucru care surprinde iarăși în pildă, este vehemența, încăpățânarea cu care este refuzat adevărul. Domnul spune. Și cu toate că ei înțeleg, știți că au fost pilde pe care Domnul Hristos le-a spus și pe care nici măcar ucenicii nu le-au înțeles au avut nevoie de interpretare, s-au dus la Domnul, spune și nouă ce ai spus, că nu pricepem. De data asta, pilda aceasta e atât de clară pentru oamenii la care se adresau încât n-au nevoie de nicio interpretare, n-au nevoie să li se spună care sunt personajele pildei, unde să încadreze via, cine este stăpânul, cine sunt ei. Nu au nevoie de asta, pricep că este vorba despre ei. Și cu toate că pricep că este vorba despre ei, refuză adevărul. Atunci când vine adevărul și ei și noi, avem două atitudini posibile. În fața adevărului, oamenii nu au decât două atitudini posibile. Prima atitudine este atitudinea lor, care devenise în Israelul vremii politică de stat. Nu era politica pe care o inventaseră ei, era o politică pe care o inventaseră străbunilor, bunicilor, părinților. Atunci când Dumnezeu le trimisese adevărul, că o făcuse prin profeți, că o făcuse prin alți slujitori ai săi, au refuzat în mod constant acest adevăr. Că asta este prima atitudine. Când vine adevărul, omoară mesagerul. Poate nu mai auzi. Poate nu mai îndrăznește nimeni să ți-l spună. Omoară mesagerul. Au făcut asta an la rândul. Generații întregi au făcut asta. O, Ierusalime, Ierusalime, care o omor cu pietre pe trimișii mei. Au făcut asta. E se pregăteau să o facă din nou. Dar să nu judecăm prea tare. Pentru că adeseori o facem și noi când vine adevărul, avem tendința firească să omorâm mesagerul. A, nu, în societatea noastră nu mai putem omorâ. Ne caută procuratura, ne bate poliția la ușă. Dar putem face altceva. Putem să-i căutăm toate punctele negre. Putem să-i spunem toate lucrurile pe care el le greșește. Cine îndrăznește, Domnule, să-mi spună mie adevărul? Păi nu știu eu cine e acela? Nu știu eu ce a făcut, ce face și găsim toate slăbiciunile umane până la urmă, pentru care n-ar trebui să ne spună nouă adevărul. Prima politică, prima atitudine în fața adevărului. Și asta șochează în pildă. Nu ați întrebat niciodată de ce. Totuși nu au dat vieri ăștia partea lor de rod, partea stăpânului de rod, de ce? Pentru că nu rămânea. Nu prea rămânea intervenise între timp pedeapsa, blestemul pentru refuzul adevărului. Și în momentele în care Domnul Hristos vorbește pedeapsa aceea erau romanii. Iar ei luau 25-30% în funcție de ce vameș te vămuia. Luau din rod. Mai trebuia pentru sămânță, mai trebuia pentru trai, rămânea puțin pentru arendă, pentru stăpân. Dar de ce rămâne atât de puțin? Pentru că au refuzat în mod constant adevărul. Și acum plăteau generațional prețul. Plețul. Când vine adevărul, prima atitudine pe care o avem și lucrul care ne șochează în această pildă este pe care o putem avea este omorârea mesagerului. Cealaltă atitudine pe care aș vrea să o avem fiecare dintre noi de aici este să primim adevărul să lăsăm să ne modeleze, să ne schimbe, să ne vorbească, să ne lumineze. Să lăsăm adevărul să ne pătrundă adânc în suflet, să ne pocăim în inimile noastre și să-i cerem Domnului, Doamne, vreau să trăiesc tot timpul în lumina Ta. E adevărat că câteodată, Doamne, este dificil să trăiesc în lumina Ta, că mi-arăți în lumina aceasta toată dezordinea vieții mele, dar aș vrea să trimiți Duhul Tău cel Sfânt și călăuzirea Ta, înțelepciunea Ta, să pot face curat, în viața mea. Doamne, vreau să trăiesc adevărul. Doamne, vreau să primesc adevărul. Zice cineva amin? Amin. amin. surprinde Surprindem pildă tăria cu care Domnul spune adevărul. surprinde pildă încăpățânarea cu care este refuzat adevărul. Și mai surprinde ceva în pildă și imediat începem și pildă. Mai surprinde ceva în pildă. Surprinde iarăși o încăpățânare, dar de data asta stăpânului viei încăpățânarea cu care cere partea lui de rod. Domnule, nu se dă în urmă de la nimic. Își vrea partea de rod. Punct. Și dacă trebuie pentru asta să îi fie omorâți o parte din slujitori, iată, primește. Își trimite prima trupă de slujitori, este bătută, este băgată în spital, este omorâtă și ai fi zis că e atât de speriat stăpânul încât îl va da înapoi. Va zice, gata, ok, când vreți voi să-mi dați, atunci să-mi dați. Dar nu stăpânul acesta. Și cine este stăpânul în pildă? Dumnezeu. El nu dă înapoi. Își vrea partea de rod. Și trimite o altă trupă de slujitori. Tindem să credem, pilda ne lasă să înțelegem asta, mai pregătiți, mai puternici, a trimis mai mulți decât cei din tâi, spune pilda. De ce? Pentru că își vroia partea de rod. Nu renunțase la el. Nu spusese lasă, gata, am înțeles, sunteți mai puternici, gata, sunteți niște târhar. Nu, 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 nu. Domnul vrea parte de rod. Iar la final, surprinzător pentru fiecare dintre noi, își trimite pe fiul. Își trimite fiul. De ce? De ce toate astea? Pentru că Domnul caută și astăzi rodul. Rodul. Când eram lider de tineret în biserica noastră, am petrecut -o un an întreg împreună cu tinerii, citând de Evanghelia, căutând numai referințele despre roadă. Am fost și atunci, sunt și astăzi uimit despre felul în care vorbește Evanghelia despre roadă. Vehement, susținut. Iubiți și surori, dragă biserică, vreau să vă spun că Dumnezeu așteaptă rod. Dumnezeu așteaptă rod. Luați câteva versete. Ioan 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit, remarcați cuvântul, v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Ioan 15 cu 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi prostăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Pilda cea a zmochinului neroditor. Vă aduceți aminte pilda aceea când intră stăpânul în grădina sa și vede un zmochin? Nu l-a împăcat, nu l-a mulțumit pe stăpân faptul că zmochinul a stătea maiestos în mijlocul grădinii, că avea niște frunze extraordinare, că făcea umbră pământului. Nu, 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 nu nimic din toate astea. Nimic din toate astea n-a împăcat pe stăpân. A băgat mâna printre ramurile copacului, căutând rod. Și când n-a găsit dur, stăpânul a zis vierului, el. Tai el. pentru ce să mai cuprinde pământul degeaba. Și acel taie poate însemna, poate avea răsunet în viața noastră să-și piardă poziția de influență, n-a adus rodul cuvenit, să-și piardă abilitatea aceea, n-a adus rodul cu venit, Taie-l, Dumnezeu, trebuie să spun adevărul, Dumnezeu caută rod. Și mă rog împreună cu dumneavoastră în această seară, Doamne, fă rodnici. Doamne, fă rodnici. Surprinde în pildă aceasta, unul, tăria cu care Domnul Hristos spune adevărul, vehemența cu care este refuzat adevărul și mai ales, surprinde dorința căutarea, insistența chiar cu care stăpânul își dorește partea lui de rod. Dar aș vrea să vă spun, în seara asta am venit la dumneavoastră încărcat cu un mesaj, care chiar dacă în zonele astea a purtut părea puțin mai dur, încărcat cu un mesaj absolut de binecuvântare. Pentru că vreau să vă spun în această seară că înainte să ceară rodul, înainte să ceară rodul, Înainte să caute rodul la viața noastră, înainte să pretindă chiar rodul de la viața noastră, Dumnezeu face ceva. Și despre asta vreau să vă vorbesc în seara asta. Despre darurile pe care Dumnezeu le dă celui de la care așteaptă rod. Înainte ca Dumnezeu să caute, înainte să ceară, înainte să vină, să își ceară acea parte de rod esențială, necesară, așteptată de la noi, Dumnezeu dă. Dumnezeu dă. Ascultați! o altă pildă, spunea Domnul Hristos. Era un om, un gospodar și continuă versetul iar, versetul 34, când a venit vremea roadelor. Nu înainte. Cel care vine înainte, cel care ia de acolo de unde nu pune, cel care nu investește nimic, cel care forțează ușa, cel care prăpădește, cel care junghe, cel care fură, cel care nu e interesat de ce rămâne în urmă, nu-i Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu, este diavolul. Dar Dumnezeu face altfel. Înainte să ceară partea lui de rod, înainte să aibă această așteptare, Dumnezeu investește. Înainte să ceară, Dumnezeu dă. Înainte să pretindă, Dumnezeu investește bogat, masiv. Aș vrea să vă îmbot uita în această seară în ochii fiecare dintre dumneavoastră și să vă spun că cel mai interesat, cel mai bogat, cel mai atent investitor în viața noastră este Dumnezeu prea mărit să fie numele Lui. E adevărat că sunt și părinții, e adevărat că sunt și profesorii, e adevărat că Dumnezeu cheamă tot soiul de vieri în via noastră, dar dincolo de ei, cel care este cel mai atent și cel mai bogat și cel cu mai mare dare de mână, investitor în viața noastră, este Dumnezeu. Și El a investit încă dinaintea nașterii noastre și va investi până la capătul vieții noastre, pentru că așa este Domnul, bun este Dumnezeu, preamărit să fie numele Lui. Ce investește Dumnezeu? Cum investește Dumnezeu în viața sa? Ce daruri ne-a dat nouă Dumnezeu de care ne putem bucura? De ce așteaptă Dumnezeu rodul acesta, rodul bogat? Iată ce a făcut Dumnezeu pentru ca viața mea să fie roditoare. Și luăm versetul 33, aproape expresie cu expresie. Ce face Dumnezeu în viața viei sale, ca via să aibă rod. Iată, unul, zice textul așa, era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A sădit o vie. Putea să lasă locul la viran, așa -i? Putea să lase prin de pietre. Înțelegem din economia pildei că stăpânul ăsta era bogat. A avut două trupe de slujitori pe care a putut, de care a putut să se să-i să trimită, pe care a putut să-i lase să fie bătuți, uciși. A, avea mulți slujitori, era bogat. Avea un teren acolo pe dealurile Ierusalimului, așa cum aveau mulți oameni bogați din Ierusalimul vremii. Un teren plin de pietre, așa erau terenurile pe dealurile alea. Putea să lase un teren viran? Putea. Putea. Putea să facă altceva, putea să se ducă la vierii ăștia. Mulți dintre ei, remarcați, există o altă pildă care ne vorbește despre asta, care stăteau în piață, în oraș, așteptând ca cineva să le dea de lucru, să le zică, auziți, voi nu nimic, nu aveți de lucru? Nu, doamne, n -aveți. Auziți, am eu un teren, pe unde? Are? În Ierusalim. Mergeți și faceți o via acolo. După ce ați făcut via, vă las vreo 4-5 ani. Și după aia vin și cer partea mea de rod putea să facă așa. Era stăpân, era terenul lui, putea face ce vrea el cu terenul lui. A făcut așa. Dar ce a făcut? și a suflecat mânicile și s-a dus el însuși. Ca așa zice textul. A sădit acolo o vie. Dumnezeu însuși sădește vie. Sădit o vie. Spunea între dintre păstorii Pentecostal Românii, o expresie pe care am auzit-o de multe ori de la Dumnezeu: orice copil care se naște vine cu o pâine pe piept. Orice copil. Orice om care se naște vine cu daruri de la Dumnezeu. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în lumea noastră fără abilități, fără daruri. Și Dumnezeu nu părăsește pe nimeni la naștere. Dumnezeu să dește vii. E mare vii. Așa a făcut în toată istoria Lumii. Va face până la capătul Lumii. Așa a făcut cu toții. A făcut cu toți cei care suntem aici, a făcut și cu cei care își pierd timpul acum în baruri, a făcut și cu cei care se injectează acum, cu toți. A făcut așa, pentru că marele vier face vii. Face vii, vii mănoase, vii bogate. Marele vier se ocupă de teren. de la o parte pietrele și sădește acolo o vie. ta poate crezi că abilitatea dumitale de a asculta un motor și de a-ți da imediat seama despre ce este vorba, vine din experiență. Și poate că o parte vine din experiență. Dar îți spun, în primul rând vine de la Dumnezeu. Este modul lui Dumnezeu de a sădi în viața ta o vie. Poate că crezi că ai ajuns un profesor cunoscut, un specialist în domeniul în care lucrezi pentru că ai învățat mult, pentru că ai avut profesori buni, pentru că au avut părinții bani să te școli bune, dar vreau să spun în seara asta, am venit să spun în seara asta că de fapt în urmă, în spatele a toate astea este un vier bogat. Un vier care s-a apropiat de tine și a făcut din tine o vie. O vie, o vie mănoasă. El construiește vie, Construiește vie indiferent care este slujba de care vă ocupați, indiferent care sunt abilitățile pe care le aveți, eu știu un lucru și știu clar din Scriptură, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit vine de sus, prea mărit să fie numele Lui Dumnezeu. El a sădit o vie și în viața mea. A sădit o vie, nu contează de unde vii, nu contează mediul în care te afli, din care ai plecat, poate să fie incredibil de toxic, nu contează experiențele pe care le-ai avut, Dumnezeu să dește în viața ta vie. Asta face Dumnezeu. Nu se de la o parte, nu lasă pe altul să facă în locul lui. Dumnezeu se ocupă în mod personal de fiecare dintre noi. Asta a făcut și va continua să facă Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți bucuroși, dar eu exalt de bucurie în inima mea, știind că viața mea e în mâna mare lui împărat. Că cel care lucrează la viața mea, cel care îngrijește de viața mea, cel care a plantat acolo o vie, este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a plantat-o, pot încerca oamenii să rupă butucii, pot face oamenii orice. Dumnezeu a plantat o vie și via poate să fie mănoasă, prea mărit să fie numele lui Dumnezeu. Înainte să ceară, înainte să aibă pretenții de la tine, înainte să mă trimită pe mine și să zică, hei, e vremea să-ți aduci rodul, e vremea roadelor, Dumnezeu s-a ocupat intens și personal de tine, de mine, de fiecare dintre noi și a pus acolo o vie, o vie, faptul că poți să bei un cei fără să-l pe picioare, faptul că oamenii te caută pentru anumite lucruri, că ai anumite abilități, este modalitatea lui Dumnezeu de a fi construit în viața ta. O vie. Nu este persoana aici care să nu aibă abilități. Nu este persoana aici care să nu fi primit din partea lui Dumnezeu daruri specifice care să-l ajute, care să-l crească, care să-l transforme. Dumnezeu face vie. Mărit să fie El. Mărit să fie El. Iată ce a făcut Dumnezeu. Înainte să ceară orice, Dumnezeu s-a apucat de treabă în viața mea. și a ridicat mănicire? a dat la o parte pietrele și a început să planteze o vie. A luat zeci de ani să fac și încă lucrează. Și încă lucrează. Iar eu, eu mă bucur de via mea. Nu pentru că am construit-o eu, ci pentru că a plantat-o în viața mea Dumnezeu. Faptul că dumneavoastră mă ascultați este vierul care a plantat în viața mea o vie. Faptul că pe dumneavoastră vă ascultă copiii, sunteți niște mame extraordinare. Nu e pentru că dumneavoastră, ci pentru că, în primul rând, vierul a pus această vie în viața dumneavoastră. Este cineva aici bucuros pentru tot ce a plantat Dumnezeu în viața lui? Dacă da să zică slăvit să fie Domnul, prea mărit să fie Dumnezeu, iată un Dumnezeu pe care se merită să-L iubești. De care se merită să te îndrăgostești. Ce a făcut Dumnezeu? A plantat o vie. Ce a mai făcut? Era suficient să fac atât. Atât. Și gata, Doamne. Gata. Dar Dumnezeu nu s-a oprit prea plinul bunătăților lui Dumnezeu. Ce a continuat. Și zice, a împrejmuit-o cu un gard. Ce înseamnă gardul? Ce metaforă e asta, și ce ne spune metafora asta? În primul rând, protecții. Protecții. Suntem apărați de mâna lui Dumnezeu. Suntem apărați de garda lui Dumnezeu. Via nu va ști niciodată câte lucruri s-au oprit în gard. Câte lucruri au fost de partea cealaltă a gardului. Nu va ști niciodată câte accidente, câte nenorociri, câte săgeți s-au oprit de partea cealaltă a gardului. A fost acolo mâna lui Dumnezeu care apără. Și cum apără Dumnezeu? Nu apără nimeni. A fost acolo brațul lui Dumnezeu care a purtat. Unii dintre dumneavoastră ați coborât cu Dumnezeu în văi adânci. Dacă ar fi trecut cineva pe drumul pe care ați trecut dumneavoastră, ar fi ajuns în cămasă de forță, fără nicio abilitate. -ar fi, nu s-ar fi ridicat niciodată din depresie, dar va purtat mâna lui Dumnezeu prin văile adânci printre valuri, printre strânci de granit, va purtat mâna lui Dumnezeu și mâna lui va purta de grijă. Va a ocrotit gardul, înseamnă grijă, gardul înseamnă protecție, gardul înseamnă grija și protejarea lui Dumnezeu oferită zi de zi, ceas cu ceas. El ne protejează copiii, ne protejează familia, ne protejează viața. Dar gardul nu înseamnă doar protecție. Gardul mai înseamnă ceva. Ce puțin încă două lucruri. E o metaforă care mai transmite încă două lucruri. Noi asta când treceți pe lângă o grădină frumoasă, ce ziceți? Uite grădina nimănui. De ce îngrijește nimeni de grădina asta? O grădină de care îngrijește nimeni e o grădină frumoasă? Niciodată. O grădină de care nu îngrijește nimeni este o grădină care apare o vie? Mănoasă? Niciodată. Tocmai de aceea gardul vorbește de protecție, unu, și doi, de identitate. Noi aparținem cuiva, suntem fiii celui prea Ne-a luat Dumnezeu în familia sa, ne-a înfiat, ne-a trecut pe numele său. Suntem de acum poporul său, o seminție aleasă. Dumnezeu nu se rușinează să se cheme Tatăl nostru. Tatăl nostru. Ne-a luat Dumnezeu la sine. Tuturor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dacă mă veți trezi mâine dimineață la patru, obosit, cu părul voi, sunt în continuare copilul lui Dumnezeu. Mâine dimineață, la, mâine la prânz, la 12, prins în trale vieții, sunt în continuare copilul lui Dumnezeu. În orice etapă a vieții prin care mergem, noi toți cei care credem în numele Lui, suntem copiii lui Dumnezeu. În vale jos sau pe stâncă sus, în momente cumplite sau în bucurii extraordinare, suntem în continuare copiii lui. Ne-a dat identitatea sa, ne-a dat un nume, suntem ai lui Dumnezeu. Gardul vorbește despre identitate. De fiecare dată când trece pe acolo, prin preajma gardului, diavolul, de fiecare dată când trece pe acolo, prin preajma gardului, toate lucrurile trimise către noi, se știe. Noi uităm adeseori, oamenii uită adeseori, dar Dumnezeu și iadul întreg știe. Acolo e grădina lui Dumnezeu. Acolo e grădina pe care o îngrijește Dumnezeu, căreia Dumnezeu i-a dat identitate. Gadul vorbește despre protecție, vorbește despre identitate. Și mai e ceva. Gardul vorbește despre limită. Întotdeauna un gard este o limită. O limită a proprietății, o limită a necazului, limită. Gardul este trimis să ne spună că totul este cu limită. Cu limită. Nu știu prin ce treceți dumneavoastră, dar vreau să vă spun, toate au limită. Dumnezeu, citiți Iov, Dumnezeu este Cel care pune limită mării, Dumnezeu este cel care trasează granițe, Dumnezeu este cel care spune până aici, de aici încolo nu mai mergi, nu mai treci, gardul vorbește despre limită. În viața noastră totul este cu limită. Totul este cu limită, limitat de Dumnezeu. Așa că dacă bate furtuna în viața noastră, vreau să vă spun în seara asta că e cu ce noastră? Limită. E cu limită. A lăsat Dumnezeu doar. O vreme. Doar o vreme. Iată ce face Dumnezeu înainte să ceară. Înainte să ceară, Dumnezeu s-a pus și a făcut o vie mănoasă. Înainte să ceară, Dumnezeu s-a pus și a construit un gard. Un gard care vorbește despre identitate, despre protecție, despre limită. Dar nu s-a oprit acolo. Nu s-a oprit acolo. A continuat. Zice că. A săpat un teasc, ne întorcem la asta și zice că a zidit un turn. Numele Domnului este un turn tare, un turn de scăpare pentru noi. Turnul nu era pentru vie, turnul era pentru vieri. Vierii erau cei care foloseau turnul, trebuiau să se urce în turnul acela, să vadă ce vremuri vin, ce amenințări există. Turnul nu era pentru vie, turnul era pentru vieri. Și câți vieri nu aduce Dumnezeu în viața noastră? Câți vieri? Unii vin repede și pleacă la fel de repede, alții vin și stau mult. Unii vin și stau puțin și fac mult bine, alții vin și stau mult și fac mult rău viei. Câți vieri ne aduce Dumnezeu în viața noastră? De unii ne e teamă, ni se pare că viața noastră e în pixul lor. Ei pun diagnosticul, ei dau promovarea, ni se pare că ei sunt cei care decid. Însă ei sunt doar vieri, niște vieri care vin și pleacă, pentru că totul este cu limită în via noastră. Dar turnul este acolo să ne aducă aminte că noi nu suntem la dispoziția vierilor. Noi suntem la dispoziția stăpânului. Că stăpânul își va aduna armata, va da la o parte toți vierii, va lua via înapoi și va da altora, așa spune pilda, Domnul este acolo pentru a ne aduce aminte că ultima semnătură, cum am mai spus eu la dumneavoastră, ultima semnătură în viața noastră o are întotdeauna Dumnezeu. Dumnezeu. El hotărăște, El stabilește. Și nu știu dacă dumneavoastră sunteți bucuroși pentru asta, dar eu nu mai pot de bucurie spunându-vă asta. Pentru că e mai bine să fii întotdeauna în mâinile lui Dumnezeu decât în mâinile oricui altcuiva. Și suntem așa de încântați, de bucuroși, că Dumnezeu ne ține în palmele sale. Biblia spune că nu doar că ne ține, că ne-a săpat în palmele sale. Turnul vrea să transmită nouă, celor care stăm în preajma pilei în această seară, că Dumnezeu este cel care decide, că Dumnezeu este în controlul vieții noastre, că El a rămas și va rămâne stăpânul viei, prea mărit să fie în numele Lui. Iată ce face Dumnezeu. Dumnezeu a sădit o vie. Am prejmuit-o cu un gard, semnal protecției, semnal limitei, semnal identității. Dumnezeu a dăruit turnului o vie, un turn viei, semnal supravegherii. Supravegherii. Totul este supravegheat. Totul. Aș vrea să vă spun că în viața noastră totul este sub ochii lui Dumnezeu. Poate că avem momente în care simțim că din contră, parcă lucrurile au luat o raznă, Parcă nimeni nu mai vede, parcă nimeni nu mai aude. Doamne, unde ești? Ne vine să zicem ca psalmistul, dar vreau să vă spun în seara asta că totul este supravegheat. Nu poate intra nimeni să facă mai mult rău decât permite Dumnezeu. Totul este supravegheat și supravegheat de cel prea înalt, supravegheat de cel care ne iubește, supravegheat de cel ce ne poartă pe brațele sale, prea mărit să fie în numele lui. Și închei cu ultimul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu. Zice că a făcut acolo un teasc. Așa zice. Că a săpat un teasc și remarcați unde zice că l-a săpat. Unde? În ea, în vie. N-ar fi putut să-l sape în templu. Era mai bine. Zicem noi. Teascul este simbol al slujirii. Este simbol al zdrobirii. Teascul era locul în care se puneau strugurii, după ce erau culoși, erau zdrobiți, era locul dulceții, din care se, obține, care se obținea numea zdrobirii. Teascul este locul slujirii. Viața noastră nu poate fi împlinită decât atunci când înțelegem chemarea, când auzim chemarea pe care ne face Dumnezeu la slujire. Teascul este despre slujire și tocmai de aceea e atât de important să subliniem că teascul este în vie. În vie, oriunde mergem, oriunde suntem, în fiecare moment al vieții noastre, noi suntem chemați să-i slujim celui prea înalt. Pentru că teascul este în vie și via este viața noastră, toată viața noastră. E adevărat, slujim aici, dar fiecare dintre cei care slujesc aici vin cu teascul lui. Slujim în casele noastre, tot acolo avem teascul după noi, oriunde ne ducem teascul este după noi. Teascul este un simbol al slujirii. Și ce simbol? Și ce simbol? Remarcați, spuneam adinea o teascul este locul zdrobirii. O, câți oameni, eu cred, cei mai mulți oameni din bisericile noastre, pocăiți veritabil, vor să slujească dar s-au lovit adeseori de acest simbol, de această durere numită zdrobire. Și după ce ești zdrobit o dată sau de două ori, Doamne, ce ai vrea să fugi? Să sujească altul. Dar teascul e tot timpul cu tine, locul zdrobirii tale. Iubiți frași și surori, dragi slujitori, vreau să vă spun că Dumnezeu umblă oameni zdrobiți. Dumnezeu se însoțește cu oameni zdrobiți și că Dumnezeu folosește oameni zdrobiți. Nu vă temeți. Totul este supravegheat. Nu vă temeți, Domnul este în control. Acceptați și zdrobirea. Acceptați și zdrobirea Biserica care așa de mare nevoie să fie slujită să fie formată din slujitori. Societatea noastră, oamenii cu care ne întâlnim au nevoie de treaba asta. Dar trebuie să acceptăm slujirea. Mi-ar plăcea să vă spun în această seară că zrobirea s-a terminat. vo suficient. Gata. Dar nu o pot face. Câtă vreme vom trăi, teascul e în vie. Și câtă vreme teascul e în vie, el va striga la noi că s-ar putea să întâlnim după următorul colț, Zdrobirea. Zdrobirea. Teascul este un simbol al roadei. Acolo se prudea roada. Teascul este un simbol al zdrobirii, al suferinței. Și Teascul este și locul dulceții. Dulceții. Toți cei care au slujit lui Dumnezeu au primit așa un soi de a nu mai pot fără să slujească. Pentru că dulceața vine din slujire. Am spus-o adeseori, dacă te confrunți cu o depresie, cu o întristare fără, fără margini, între lucrurile pe care trebuie să le faci, în afară de ceea ce spun medicii, ei cu ale lor, noi cu ale noastre, ce spun medicii, vă chem să faceți ce spune scriptura și ce spune scriptura. Să slujiți, să slujiți, cu lepădare de sine, uitându-vă pe dumneavoastră și orientându-vă către cel din dreapta și veți găsi dulceața. Veți găsi dulceața care vă alină sufletul. Veți găsi dulceața pe care o căutați când și o primiți când vă așteptați mai puțin, orientându-vă către alții. Slujirea are de-a face cu zdrobirea, dar slujirea are de-a face și cu dulceața. Slujiți-Lui Dumnezeu! Faceți-o cu scumpătate, faceți-o din toată inima, faceți-o cu lepădare de sine și veți descoperi în această slujire marea bucurie pe care Dumnezeu a lăsat-o, marea împlinire, odihna sufletului nostru în slujire. Înainte să ceară Dumnezeu, dă, dă, ce frumos e Dumnezeu și ce mult dă Dumnezeu. A dat vieților noastre fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu contează în ce loc mă uit, înspre ce direcție mă uit, văd oameni cărora Dumnezeu le-a dat ce? Unu, o vie, o vie mănoasă. Doi, le-a împrejmuit via cu gard, gard semnal protecției divine, al identităților, semnal limitelor. A săpat acolo un turn strigând parcă sufletului nostru, care câteodată se pierde din cauza vierilor pe care Dumnezeu a lăsat să pătrundă în vie, strigând sufletului nostru, stai liniștit, totul este supravegheat. Stai liniștit, totul este sub privirile celui preanalt, Stai liniștit, Dumnezeu te vede, Dumnezeu se îngrijește de tine, Dumnezeu acolo rămâi liniștit și a pus acolo, în fiecare dintre viețile noastre, un task, semnal slujirii, semnal zdrobirii, semn al dulceții. Care sunt darurile pe care le dă Dumnezeu? Iată astea. Dacă mă rog ceva în dreptul meu și în dreptul fiecare dintre noastre, mă rog lucrul ăsta. Fie ca Domnul să ne facă pe noi toți roditori în viața. Pentru că, închei spunându-vă acest adevăr al pildei, adevăr al Scripturii, Dumnezeu nu renunță la roadă. Fă-ne, Doamne, pe toți roditori și toată biserica, zice? Amin. Amin.